Pentru Capricorn, comunicarea cu cei apropiați aduce stări de frustrare, stări care fac nervoși, aduce nemulțumire, revoltă, tensiune. Există o quadratură a Soarelui cu Pluto care aduce conflicte la lumină, impulsivitate, frustrări. Relațiile care sunt efectiv mai ușor pot să ajungă la violență verbală sau în ori, chiar fizică. Oricum, în carieră există chiar riscul unor gusturi un pic îndoielnice, frustrări și blocaje psihice. Relațiile sunt mai dificile și pot fi mai ușor marcate de intrigă, iar în contracte și în asocieri și în procese, eventual, apar impulsurile destructive. Pot să vă dea tercoale pasiuni dureroase, iar relațiile pot fi mai ușor marcate de gelozie. În 22 octombrie, legat de comunicarea cu apropiații și de dorința de uh, a studia, de cunoaștere aprofundată de călătorii, există riscul de a experimenta ceva dezordine, confuzie, amăgire, stări de irațional și chiar uh, iluzii. Relațiile pot fi o sursă de iluzii și chiar de abandonuri în această perioadă. Tensiunile apar foarte ușor între cunoaștere și comunicare se acumulează frustrări, nervozitate, există riscul unor acțiuni care uh, nu sunt bine cântărite. Din 23 octombrie însă aveți o ieșire a lui Saturn din retrogradare, iese învărsător din retrogradare și în plan personal vă va influența să vă amplificați gândirea, raționalul, să vă amplificați dorința de cunoaștere, dorința de schimbări sociale și chiar să uh, căpătați conștiința faptului că aveți totuși niște limitări destul de uh, puternice în uh, exprimarea voastră, uh, să zicem, uh, publică, personală a lucrurilor care vă nemulțumesc.